Refăcută din temelie, grădinița numărul 1, Toți Sfinții din Râmnicu Vâlcea, este pregătită ca din toamnă să-i primească pe copii în cele mai bune condiții. Ne aflăm pe ultima sută de metri, pentru că peste 3 zile se sfințește și se inaugurează această grădiniță. Trebuie să precizăm cu această ocazie faptul că am ales ziua de 1 iunie, ziua copiilor, pentru că este cel mai frumos dar pe care noi îl putem aduce râmnicenilor. În anul 2009, cu purtarea de grijă și binecuvântarea înalt preasfântului Părinte Gherasim, am pus piatra de temelie și am demarat lucrările reconstrucției primei grădinițe construite de Biserica Ortodoxă Română, acum în Beac, nu în Râmnicu Vâlcea, nu în județul Vâlcea, și în România antebelică, pentru că Vrăicul de pomenire preot, Marete Răuțu, în anul 1908-1909, a construit aici, în biserica, în curtea Bisericii Toți Sfinții, prima grădiniță. La 12 ani, după apariția legii lui Petru Ponit din 1896, de reorganizarea învățământului preșcolar. Iată-ne că după 100 de ani și la început de mileniu, reușim ca să reconstruim această grădiniță și, conform avizelor date de Ministerul Culturii, a trebuit să-i păstrăm aceeași arhitectură, pentru că este construită în zona monumentului istoric de clasa A, Biserica Toți Sfinții, cu valoare de patrimoniu național și universal, și atunci a trebuit să respectăm toate avizele și instrucțiunile date de Ministerul Culturii referitor la înălțime și în special la păstrarea arhitecturii vechii grădinițe de acum 100 de ani.